Petrecerea de Sfântul Ion s-a terminat cu vărsare de sânge în comuna Stejari. Daniel Clenciu, de doar 29 de ani, a fost ucis de ferișorul său primar Dumitru Savu după ce au avut mai multe discuții în contradictoriu. Totul ar fi pornit de la o neînțelegere pe care criminalul o avusese cu fratele bărbatului omorât. După ce s-au certat preț de câteva minute, agresorul a plecat după întăriri. La scurt timp, acesta s-a întors cu alți trei indivizi. Scandalul a izbucnit din nou, iar seta de răzbunare l-a determinat pe acesta să îi infigă cuțitul în gât verișor care intervenise să aplaneze situația. După ce au comis crima, cei patru bărbați au fugit, fiind identificați câteva ore mai târziu de polițiștii Gorjeni. Aceștia au fost aduși în fața procurorilor pentru a da socoteală. Dumitru Savu este acuzat de omor, tentativă de omor și violare de domiciliu.